Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Ce faceți? Sunteți bine? Băi, am gândit în felul următor. Seria cu Vișinescu a strâns peste 30.000 de vizualizări, v-a plăcut enorm poveștile de groază și așa mai departe. Și hai să felul următor. Băi, dacă v-a plăcut poveștile astea, hai să facem și ceva live. Hai să fie și ceva în real life, nu pe un joc, pe Samp. Și așa m-am gândit împreună cu cameramanul Robi. Hey! Să filmăm episodul acesta cu Vișinescu mai creepy. Și vreau să vă spun înainte de toate că povestea e poveste și ca orice poveste nu e reală. Adică să nu spuneți acum că nu mai dormiți că, sau de astea că e prea creepy. Vă uitați, continuați pe propria răspundere și sper că vă place. Acum să vedem câte vizionări va strânge Vișinescu în viața reală. Băi câine, stii filmare. Numai bine vă urez, zăpăciți butonul de like și ne vedem la un nou episod. Pa, pa! Bine v-am găsit! Ne revedem din nou! De aceasta față în față. Astăzi seara o să vedem o plimboare. O plimboare frumoasă pe malul lacului. Unde acum secole, mulți oameni au murit. Hey, auziți muzica? Și ea vă aude pe voi. Este dansul morții. Și vă invit să mergem la el. Acum că sunteți cu mine, nu mai putem vorbi mai deschis decât în videoclip. Acum sunteți cu mine și vă pot povesti o poveste extrem de interesantă. S-a întâmplat în urmă cu 23 de ani. Chiar în locul pe care vi voi arăta în câteva secunde. Sufletele oamenilor încă gem ca să se apesească stradă. Hai să vedem acum ce vă voi arăta. 1, 2, 1, 2, Vișinescu's after you. Suntem la clar de lună. Până și luna va ști că o seară sângeroasă. Uitându-ne în dreapta noastră, în urmă cu 23 de ani, aici am stat o noapte. Era încazat pentru o scurtă perioadă de timp, cât pentru să omor viețile nevinovate a 5 oameni. Eram într-o vacanță și acum putem vedea aici sufletele care până și astăzi mai vorbesc. Încă-și caută trupurile nesuflețite. Și râsetele lor, în agonie, încă se aud. Și încă se aud. Și încă se aud. Acum, încă mi-aduc aminte de acel cui de acolo. Când l-am luat din curte, aici, unde era o fântână, chiar acest loc, unde ulterior a fost plantat un copac care să șteargă semnele de sânge. Am luat omul respectiv, i-am atârnat capul în acel cui, după ce a fost executat prin ghilotinare. După capul a fost atârnat ca un trofeu, chiar în acel cui. Astăzi doar o sticlă de plastic care se mișcă necontenit și fără niciun motiv mai există. Umbre care apar, suflete care stau nemișcate în puterea nopții. Vedeți acel far? Și eu l-am văzut mult mai bine acum 23 de ani, când eram chiar sus, când am aruncat bietul om în curte pentru a muri. 1, 2, 1, 2, Vișinescu's after you.